La Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște, vecernia din prima zi a Sfintelor Paști a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei. La slujbă au participat clerici din cadrul Centrului Eparhial, profesori de la Facultatea de Teologie și Științele Educației din Târgoviște și de la Seminarul Teologic Sfântul Ioan Gură de Aur, stareți și starețe de la mănăstirile din județul Dâmbovița, părinții protopop și preoți din întreaga eparhie. În cuvântul rostit cu acest prilej în alt preasfințitul părinte mitropolit Nifon, a evidențiat faptul că citirea Evangheliei în mai multe limbi reprezintă simbolul universalității bisericii și ne îndeamnă să fim mărturisitori entuziaști ai principiilor de viață creștine. Toți cei prezenți au participat în continuare la tradiționala recepție, Oferită de părintele mitropolit Nifon, cu acest prilej a fost rostit un cuvânt festiv, iar corala catedralei arhiepiscopale a susținut un concert de cântări pascale.